și cumva derutant, pentru că ți se spune un an întreg domnul președinte. Și te așezi în ideea asta, în această titulatură. Domnul președinte, și dacă nu ești președinte României, nu sunt atâtea președinții. Nu, dar începe să-ți placă titulatura și te înfoi și te bucuri de ea. Ăștia în partide au inventat o fel de funcții. Președintele Consiliului Național. Da, președintele Comitetului nu știu ce. De ce? Ca să-i se poată... Deci, domnul președinte, da. Ce vă rog eu mult? Deci să-i se poată alătura termenul de președinte. Într-un fel sau altul inventezi ceva. Simite, eram prim vicepreședinte, poți să zici. Pe la început, pe jurnalist de ăsta de politică, și într-o discuție, era și un politician. Da. O, cine știe ce discuție. Era în pauza dintre emisiuni. Și cineva îi se adresează, domnul președinte, eu am spus-o și eu repet. A zis după aia o banalitate, a plecat. Și am rămas curiozitatea asta. Și că în perioada aia chiar mă interesau și detaliile astea. Acum nici nu cred că aș mai băga de seamă. Și zic, dar ăsta la ce mai e președinte? Și a zis, la ceva. Deci, se pornește de la prezumția, ești în politică, da. Bă, ceva trebuie să fii președinte. Domnul Zafir, încurcătura... Secție de votare, organizație tinerită, pensionar, de ceva. Doar că încurcătura pe care o prilejuiește limba română este că președinte are obiceiul să mai prescurteze preș. Da. Problema e că istoria ne-a demonstrat că președintele are obiceiul de a mai fi și preș. Da, mai fi, nu de a se prescurta. Da.